dacă era Obama, nu trebuie să făceau atâtea acuze. Bun. Bună seara și bine ați venit la Casa Pogor, la lansarea cărții Călătoria de Vili Crăciun. Mă bucur că sunteți mai mulți, pentru că, în opinia mea, cartea asta trebuie să fie la cititor. Voi prezenta un pic pe textul programului care s-a născut cartea și după aceea cartea ca asta. Deci cartea se ocupă de o temă care probabil este cea mai mare primă a comunistă din perioada lui Grân. Și e legată de un celebru decret dat de Ceaușescu în 1966, prin care era interzis avort. Motivele invocate de conducerea superioară de partid de stat atunci a fost că natalitatea este în scădere și că trebuie stimulată natalitatea. Ori nu s-au gândit să o stimuleze prin măsuri de promovare ca să face prin interdicția unei proceduri chirurgicale, medicale și sigure. Ceea ce este iarăși sigur este că măsura aceea nu și-a atins scopul. Pentru că dacă în primii 2 ani după decret natalitatea a crescut și a apărut așa multe generații, două generații ale decrețeilor, imediat a scăzut. Și a scăzut mereu până în 89 și scade în continuare când nici tranziția nu încurajează cine știe ce natalitate. De ce spun că e cea mai mare crimă? Dincolo de faptul că afectezi dreptul de a alege a unui om, a unei persoane, a unei femei până la urmă, că ea e cea care l-are. E vorba de și de altceva. E vorba de faptul că acea măsură, la acea măsură aberantă și abuzivă, societatea a reacționat. Au aflat că există contracepție, au mai folosit prezervative, veneau cu tonele anticoncepționale din Ungaria, de acolo au făcut rost 20 de ani, probabil din Iugoslavia, ba chiar și din Uniunea Sovietică. Dar nu toate nașterile nedorite puteau fi împiedicate. Nu toată lumea era educată. Că educația sexuală și pentru contracepție era ultima preocupare a comunității. Și atunci se ajungea la situații limită. A unui copil nedorit, fie că era o fată de 14 ani care a păcălit-o unchiul, fie că era o întâmplare chiar într-o familie, fie că era vior, fie că era o mulțime de alte cazuri care au produs sarcini nedorite, la care nu se putea reacționa decât radical. Nu erau, de acum nu mai erau soluții de prevenire. Și atunci, sigur că a apărut avortul ilegal. Cel legal nu mai există. Au fost probabil milioane de proceduri în timpul comunismului, în perioada de referință, între 66 și 89. E bine, aceste milioane de intervenții au provocat 10.000 de victime totale, 10.000 de persoane care au murit, 300 și ceva de mii, nu am cifra exactă, spre 400 de persoane care au rămas lezate fizic sau psihic din cauza împrejurării pe care au parcurs-o, sute de mii de membri ai familiilor respectivilor, astea sunt victimele colaterale, și vreo 30 ceva de mii de medici, asistente, doctori, doctoraie, arestați. Nu toți au făcut asta din motive gravoase. Eu însă cunosc un medic ginecolog care a făcut de două pușcăriuri legale de sarcină și care n-a luat un bani. Deci nu trebuie... Aici trebuie nuanțat, cum ne vreau să spun. Nu toți au făcut-o din motive să îmbogățească ilegal, ci pur și simplu din motive umane. E bine, din această tematică am născut romanul Călătoria de Vili Crăciun, care e un roman. E un roman, dar care abordează aproape toate categoriile de victime, deși un studiu de caz. În fond, avem aici un
singur caz, eu știu toate metodele care se foloseau pentru producerea avortului, că mama era de meserie și eu am fost eu curios. Însă asta e cea mai dură, pe asta nici nu știam. Deci cu băi până la înroșirea caracu, palincă cu cafea și toate, și toate alte. Și spun că, deci ăsta e cazul ca atare, dar prinde în acest ansamblu. Medicul bun, o doctoriță, care pe riscul ei pe barbaie, putea să intre în pușcărie. Neavând voie să-i facă avort legal, deci tehnic îi face avort manual, ca să-i salve, murea personajul. Doar atât trebuie pentru cei foarte tineri. Medicii nu aveau voie să intervină dacă venea un caz cu complicații la spital. Pentru că înainte, venea procuratura și doar dacă procuratura obținea numele tuturor celor implicați. Mai întrerup când era... Scuză-mă. Pe subiect, pe felie, ca zic. Deci problema era următoarea. Aprobarea pentru procedura medicală o dădea șeful de clinică, care nu venea decât a doua zi dimineață. Persoana murea. Atunci, pe barba ei, doctorița îi face avort cu mâna. Nici antibiotice nu-i putea face, vreau să spun. I-a făcut vitamine și calciu pentru întărire, dar antibiotice n-a voie, au sub cheie. Deci putea face septic oricând. Avem însă medicul ăla, rău, șeful de clinică, care a doua zi, fără să o consulte, urșinește cu persoana respectivă. Și pentru că se simte lezat, o expedează la Iași, de la Roma, cu salvare. Și fără să o fi consultat, pe biletul de transfer, spune, anunțați procuratura, avort suspect. Vreau să spun că au fost și cazuri de astea, cunosc. Deci nu e o invenție. Deci prinde și cazul ăsta. Prinde și femeile care recunoșteau că și-au provocat, care nu recunoșteau, care aveau spontan. Ceea ce înseamnă că dacă aveai spontan, nu treceai prin toată procedura. Nu înseamnă, apropo de asta, când lucram la maternitate, într-un caz, medicul care avea să facă și pușcărie mai după aceea, l-a izbit pe procuror de perete ca să poată să-i salveze viața femeii. Și când dacă spunea mai că chiar a unul a fost spontan, dar nu are niciun semn de deci a fost ceva absolut demențial. Numai femeie să nu fi fost în situația respectivă. Și cum spuneam, o crimă de neimaginat, pentru că cam 1 milion de persoane au fost afectate la o populație care avea vreo 20 de milioane. Plus minus. Deci e foarte mult, aproape mai mult decât deținuți politici în perioada dură a comunismului. Sigur că nu au murit toți, dar toți au avut de suferit din cauza asta. 10.000 de morți, vedem că e mult și asta. Sute de mii care au rămas cu leziuni fizice sau cu leziuni psihice, iar e foarte mult. Deci asta e tema tratată și până acum n-a fost tratată decât în 4-3-2 de Mungiu, sub un anumit aspect și în cartea asta. Ori chiar ciudat că despre alte părți ale regimului comunist s-a scris. Despre asta nu s-a scris. Acum, dacă... Eu nu întreb pe autoare dacă romanul e autobiografic. Pentru că e ok pe ultima pagină, când spune că se uită în oglindă. Deci am putea bănui că dacă nu-i trup liberal, că poate fi și autobiografic. Romanul e bine scris. Are din când, pentru că e foarte dur, are din când în când niște contrapuncturi mai lirice, când sunt evocați copiii care există deja. Femeia avea 2 copii, oricum, dar nu făcuse norma de 4, cerea partidul și guvernul. Deci are și partea care intră un pic în contrapunct. Astfel, are și personajele pozitive, pentru că nu erau toți bestrănici în spitale, nici în familie, nici în societate. Eu cu asta am terminat, cu să zic, și nu cu un tem, cu o instigare la lectură, dacă vreți. Și acum să îi dau cuvântul lui Florin, pentru că, de fapt, vine descoperirea lui! Nu a mea. Bine. Vă mulțumesc.
Lili nu-i descoperirea mea. Ea exista... S-a descoperit singur. Lili a avut această pasiune de a scrie. Și pentru că noi eram în tabere politice oarecum diferite în 2012 sau 2011, dar e... vreau să vă spun un lucru. Nu contează că ești într-o tabără politică diferită. Important e felul în care vorbești. Politic diferit înseamnă pentru mine orice este la putere e suspect. Deci cel care are mâinile pe butoane are de regulă lipici pe degete. Chiar dacă își prezintă degetele pudrate cu roz și unghiile frumos lăpuite. Degetele în România care ating butoanele au ceva întotdeauna, întotdeauna ceva imoral. Și asta a fost. Și discutând cu foarte mult, cu mulți oameni, știți foarte bine, din cauza pasiunilor politice, au produs lucruri îngrozitoare. Și în trecutul României și în prezent. Dar printre toți oamenii cu care discutam, religioși, atei, de dreapta, de stânga, sunt oameni cu care îți face plăcere să vorbești pentru că gândirea lor e limpede. Ai o anumită direcție, dar direcția ta are gândire, argumente și un mod, cum să spun, amical și prietenos de a vorbi. Și văzând eu cum felul în care comenta această doamnă necunoscută pentru mine, Lili Crăciun, am zis, aș vrea să mă împrietenesc cu ea. Așa, așa ne-am împrietenit. Ar fi cunoscută pe Facebook. Da, păi, normal că pe Facebook, că în viața de toate zilele nu aveam niciun fel de șansă. Și așa am cunoscut, am aflat că are un blog. Justiție Oarbă. Și am intrat pe blogul ăla, în Justiție Oarbă, și mi-a căzut sub ochi o povestire. Care este povestea de bază a acestei cărți. Am dat-o imediat. E o bucurie când descoperi ceva bine scris. Ceva, cum să spun, care are... înțelegeți ce vreau să spun. Care acea, are... scuzați-mă, domnule, domnilor, acel element bărbătesc care dă forță și unei femei. Și am trimis, în primul rând, la prietenele mele care scriu. Și care au zis toate, este extraordinar ce. N-am citit niciodată o astfel de mărturie. Care este practic sinopsisul cărții. E pe scurt. Pe scurt ce s-a întâmplat, începând, odată cu începutul și odată cu sfârșitul. Fără amul. Și am zis, atunci am început să intrăm în vorbă. Și am constatat că, vorbind, descoperim lucruri noi. Și am zis, măi, ăsta este un subiect de roman, pentru că nu s-a mai scris în România așa ceva. Și e păcat, toată lumea avea lucruri extraordinare și alambicate cu dezvoltări și cu teorii care să... Ori eu am o teorie, o sfat pe care îmi dau. Spuneți povestea simplu, așa cum a fost. Să n-aveți nicio grijă, veți întâlni întotdeauna cititori atât de inteligenți, încât să înțeleagă ce vrei să spui. Că, de fapt, nu vrei altceva să spui decât ceea ce cu adevărat spui. Ce e scris acolo, aia e. Să nu mai căutăm în altă parte. Și Lili s-a pus pe discuție. Am avut și o discuție acum un an și jumătate. Știi, Lili, eu fac niște lecții de scriere, hai să stăm de vorbă, mi-a trimis o primă versiune, eu n-am fost mulțumit cu prima versiune, hai să mai stăm de vorbă. Zice, eu așa vreau să o scriu. Bine am zis. Și acum fac o a doua paranteză, discutând de curând cu un romancier, cu tot felul de prieteni. El mi-a spus un lucru care a făcut într-un fel bun. Măi, romancier bun sunt aia care nu mint. Cei care nu mint în cărțile lor, sunt aia buni, aia care rămân. Pentru că poți să fii talentat cât carul, dacă minți, asta se vede și îți omoră lupta. Orice asta a făcut. De fapt, ea are aici o mărturie. O poveste. O poveste a unui om. Și povestea ei este pas cu pas. Cum mai pot să spun ceva? Am voie să spun că titlul, dintre ei s-a gândit este ceva. Este nasul meu la titlu. Pentru că a avut un titlu complicat și expresiv. Și a spus, dragii mei, este o femeie care călătorește în clipa în care lumea ei se năruie. Și călătorește în căutarea evadării, în căutarea luminii, în căutarea salvării. Și ce este extraordinar de interesant în cartea asta este că niciodată nu știi cum se va termina. După ce ai sentimentul că ai scăpat din închisoare, hop, te trezești în interiorul altei închisori. Cauți o ieșire de acolo și ai senzația că nu vei ieși niciodată și brusc
un personaj apărut ca prin minune, îți deschide ușa și fuge mai departe. Asta e o călătorie, e un soi de Ulise feminin în căutarea salvării. Și lumea care e plină de circe, e plină de sirene, e plină de, de toate făpturile fantastice, de grajdurile oameni, și ați nici nu pasă iasă de acolo. Pentru că la sfârșit să vine personajul miraculos. Întotdeauna le spune elevilor mei, mă nu căutați un personaj miraculos la sfârșit, că nu se poate, așa ceva nu există. Deus ex machina. Unul care vine și salvează situația. Ca să vezi, vine chiar de acest lucru se folosește, are un personaj extraordinar la sfârșit, care o salvează. Pur și simplu o salvează. Când totul era pierdut. Când, de fapt, moartea începea să-i dea târcoale. Ce a doua parte foarte frumoasă în această carte este sentimentul ăsta. Știți, când îți povestește cineva o poveste, multă lumea spune viața lui un roman. Povestește-mi, îi zicem. Și începe să povestească viața lui care e un român. Și după 5 minute începi să picotești. Pentru că ai auzit toate lucrurile. Le-ai mai auzit. Știți, viața noastră a tuturor este un român. Din nefericire, acest român a fost scris. Ei, viața lui Liviu Crăciun n-a fost încă scrisă. Ea este primul autor a unei vieți. Și în al doilea lucru, spunea Liviu, este autorul unei vieți reprezentative pentru românul. Aici nu avem de-a face cu înaltele poziții din Partidul Comunist, cu sisteme mari. Este căutarea unei evadări, căutarea unei soluții într-o lume care a fost deja impregnată politic și securistic și răuvoitor. E o lume care eliberează și răul absolut, și binele din oameni. Pentru că în fața unei situații limite, în clipa care ești cu spatele la perete, oamenii îi vezi fiind transparenți. Toți oamenii din cartea ei sunt transparenți. Sunt buni, mediocri sau răi. Nu există posibilitate ca astăzi, cum e astăzi, în fața unei drame să te retragi pe Facebook și să dai like. Nu. Acolo trebuie să te implici. Este o carte și despre prietenie. Este o carte și despre devotament. Dar când vă spun despre prietenie și devotament, parcă aveți sentimentul, mamă, ce plicticoasă e. Nu e plicticoasă. Are și has. Deci, în cele mai dramatice momente, există câte o tresărire de aia, de disparat, de has, de necaz, când nu mai ai încotro. Nu mai ai nimic de făcut. Singurul lucru care îți rămâne este să te dezbate acest trecut recent râzând. Și, evident, și vă mai spun un lucru. Multă lume care nu a trăit, aici sunt oameni tine, care nu a trăit acele vremuri, va avea un soi de corectitudine politică indusă, care nu ține seama de epoca în care s-a petrecut lucrul ăsta. În epoca aia era esențial să supraviețuiești. Pentru că dacă Liviu Crăciun n-ar fi câștigat această bătălie, noi toți aici n-am fi fost aici. Mulțumesc! Să nu uiți ce ai vrut să spui. Întotdeauna își pregătește un discurs și uita. În primul rând vreau să vă povestesc cam câte emoții am, pentru că am venit acasă. Eu am locuit în Iași 20 de ani și eu simt ca acasă. Și pentru ca să mai trecem de emoțiile și de tragismul pe care vi l-a indus puțin domnul sau domnul Antonesian, să vă spun că mi-am luat ea pe dos când am plecat de acasă. Și că pe o străduță de aia, sora mea, erau atât de multe ațe și nu știam de unde. Și pe o străduță de aici m-am dezbrăcat și mi-am luat cam asta așa. Așa că dacă o să uit o grămadă de etichete, și vă spun că o să le uit, o grămadă de politețiuri, o să vă rog să mă trageți de mânecă. Deci, jumătate din sală, cred că 3/4 mă știe și știe că sunt o persoană extrem de zăpăcită. După lansarea de la București, unde am făcut, vă imaginați, o serie de erori privind aceste franțuzisme, politețuri, vreau să încep astăzi cu mulțumirile pe care atunci le-am uitat. Să mulțumesc în primul rând domnului Iaru, care mi-a ghidat pașii de la început, să mulțumesc doamnei scriitoare de la Timișoara, Nina Ceranu, care a avut încredere într-o debutantă, domnului Antonesi, care a vorbit atât de frumos, și să fac o plecăciune către dumneavoastră toți, care v-ați rupt din timpul liber
dar să veniți să vedeți o persoană care este un scriitor consacrat și care mai ales, să știți, n-a respectat nicio regulă din care, pe care le-a trimis domnul Iaru ca să devină o operă de artă. Cartea este despre mine. Liana pe care o să o descoperiți în carte sunt eu. Această poveste este trăită până la ultimele amănunte de mine. Nu plânge. Dar, dincolo de Liana este mai mult decât Eli Crăciun, Liana este, sunt cele 10.000 de femei care au murit. Sunt cele sute de mii de femei care au scăpat, dar au rămas schingiuite fizic sau psihic. Este o bătălie pe care eu consider că am dus-o lași într-un fel cu sistemul comunist, în care am fost la marginea prăpastiei, între, balansând între moarte și pușcărie și reușind să depășesc aceste situații cu ajutorul amestecului unor îngeri, dar evident că în Biblie, băgându-și coada și diavolul din când în când. Poate că dacă n-ar fi existat acei îngeri astăzi, n-aș fi fost aici. Și acelor femei care fie n-au reușit să scape din blestemata lege comunistă, care a fost într-un concubinaj îngrozitor cu lipsa de anticoncepționale. Că ele nu existau. Ele existau poate pentru cei care aveau o pilă undeva, dar nu existau, tinerii trebuie să știe, nu existau în farmacii astăzi. Pentru ei am scris-o, lor le-am dedicat-o și am dedicat-o, chiar dacă sunt puțini tineri aici în sală, am dedicat-o și tinerilor, pentru că cred că este nevoie ca generația aceasta tânără să lupte ca libertatea individului să fie respectată în orice sistem, fie el de stânga, fie el de dreapta. Sper să o citiți cu sufletul, să treceți peste erorile unui debutant și la a doua, cu siguranță, voi fi mult severă, pentru că soțul meu mi-a zis că astăzi o să ți se ierte unele erori, că ai fost debutantă, dar la a doua, cu siguranță, nu te mai ierte nimeni. Mulțumesc tare mult pentru prezență! Dați-mi voie să vă... Există aici un îngrozitor al personajului, care nu e dintre noi. Nu e al nostru, nu e nici un creștin, nici român, nici nimic. E un rătăcit pe aici, care nu știe, nu prea înțelege foarte bine regulile, dar e cam simplu. Zice cam așa. Cât timp Măciorov, aia mai intrat o asistență în sală, să fiți pregătită. Sunteți a 8-a pe listă, mi-a comunicat secretarul. A 8-a? Asta nu se poate! Ahmed a sărit ca un act, lăsând în aer conversația despre fică și ieși Val Vârteș din salul Pecol, se iscase un adevărat scandal. Medicul arab zbiera. Pacienta mea o să moară dacă aude țipetele de la 7 femei. Nu va fi nimeni în fața ei, va fi chioretată prima. Pregătiți masa, o ordonă. Simțeam prin ziduri și ușa spumea grasului cu care dădea dispoziție. Domnule doctor, nu se poate, regulamentul spune... Am auzit o voce de femeie întreruptă brutal, brutal de aceeași voce. Fac ceva pe tot regulamentul. Regulamentul va fi chiuretată prima, eu pun ordine aici. De câte ori am auzit de chiuretaș, femeia asta a făcut febră de frică. Răspundeți voi de complicații, răspund eu de ce am inversat lista, dar va fi chiuretată prima. O tăcere suspectă s-a lăsat pe hol. Nu înțelesese nimic. Ce listă? Și ce dacă se încălcă? Am întâlnit să dăm în salon. Ce cu scandalul ăsta cu lista? Nu știți? Listele cu femei avizate se transmit la procuratură. Femeia s-a uitat la mine ca la un extraterestru. Rămăsesem singura naivă din lume. Ce să facă procuratura cu listele? Continuăm să nu mă lumilesc. Nu v-ați mai chioretat niciodată? S-a amestecat în discuție o blondă silfidă și ea pe lista fermecată. Nu, niciodată. În fiecare zi i-a alcătuit o listă cu femeile care vor fi chioretate a doua zi. Listă care se transmite la procuratură și pe care este înscrisă ora, minutul și secunda când începe chioretatul, plus medicul care chioretează.
Dar pentru ce? Tot nu înțelegem. Ca să aibă ăla, ăia timp să ajungă și să te înhațe dacă au suspiciuni sau reclamații despre avort suspect. Sau despre un medic care se ocupă cu asta. Bun, dar m-a lămurit prostul. M-au luat frisoane. Nici în ultima secundă nu scăpam de pe procurator. Cam așa este tot, toată cartea. E sigur că Florina a făcut foarte bine că a dat o mostră. Și acum autoarea e la dispoziția în altului public. Dacă vrea să întrebe. Ca să dea autografe. Sau dacă vreți să o întrebați ceva. Deși cei mai mulți sunt prieteni, sunt prietenii ei. Da. Nu mai au, nici nu mai au ce să o întreb. Da. Nu, dar autografe merită. Autografe merită cu asupra de măsă. Și trebuie și ea să muncească. Da, da. Dar ajunge cu distracție. Lasă aici locul. Nu, o să mă duc acolo. Ca să vă las aici. Noi nu mai stăm aici. Deci, ne ducem în colțul așa. Să dai autografe. Are o întrebare. Bine, aș vrea să mă întreb. Da. Ia. A fost foarte greu să scriu. Am scris povestea pe scurt, pe care vorbea domnul Viaru, într-un fel de fluie, acum 2 ani de zile, când au început manifestațiile în Spania împotriva interzicerii avortului. Și nu pentru că existau manifestațiile în Spania, ci pentru că se crease o frondă pe Facebook în care foarte mulți tineri spuneau celor care doresc să fie la liber chirurgie, că femeile care vor acest lucru sunt incriminate. Și atunci, la furie, am scris o poveste de 2 pagini, vrând să înțeleagă cei care ne făceau criminale ce însemna un avort. Pentru mine a fost foarte greu să scriu, pentru că eu n-am scăpat de procesele de conștiință care m-au urmărit. Și o să vedeți asta și în carte. Cartea este o paralelă, un fel de reportaj, dacă vreți, între mine și mine, între eroină și un reporter care este eul meu. Mi-a fost foarte greu pentru că am balansat și atunci și mult mai târziu între gândul dacă am făcut o crimă sau dacă era important să am propria mea decizie și pentru că vreau să o am, să încalc niște legi pe care le consideram aberante atunci. Deci, până la urmă, s-a descărcat ceva da, schimbător. Da, da. Cred că, într-un fel, e o eliberare, e o mărturisire, dar și o eliberare. Fața lui Dumnezeu. Cum? În fața lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu, a mea, Dumnezeu e mult. Doamnelor și domnilor, autoarea vă așteaptă la autograf.